Salut! Așa? Ba, eu mă duc aici. Hai să facem și noi. Da. Gata. Salut, Maria! Salut, Mincu! Bine ați venit! Mincu aici. Deci... Care-i treaba? Mâna la mână. Da, ați început direct, deci direct ați venit. Mă simt ca și cum mă scoate pantofle, deci m-a luat frică, jur. Să nu puneți întrebări de cultură generală, da? Nu știu. Eu am ceva să întreb. Am văzut poză reală de la 99, ai făcut cu oameni vii? Da. Deci cum e? Tot așa? E tot așa, numai că e goală sala. Ca păi cât? 30%, nu știu. Da. Dar a fost super tare. Îți dai seama că l-am avut show de atâta timp, l-am pus... A trebuit să punem toată ziua show-uri, cât de mare a fost cererea și am avut primul show la 2 și mi s-a purt așa. Deci, practic, într-o seară... Într-o zi a făcut o sală plină. Pe sistemul Londra. La Comedy Store nu făceai la 1, la 3, la 5. Da, eu sunt foarte des la Comedy Store, sunt headliner acolo și... Mi-ai rupt scaunul, Bobo! Încerc să stau mai liniștit. Nu te păstrez aici pentru totdeauna, se întoarce mărută. Maria, Mincu, voi sunteți și voi ați avut COVID și ați scăpat de treaba asta. Hai cu jocul, uite, fii atent. Așa, deci avem aici... Maria, mă auzi? Da. Vorbește tu, Cătălin. Da. Și voi ați avut COVID, ați scăpat, e bine, nu? Da. Ți-e rău? Nu. Deci așa pare. Așa arăs. Ți-e rău? Dacă nu ți-e rău, fii fericit, o să treacă repede, gata, stai în casă. Am înțeles, perfect. Hai să vedem cât de bine vă descurcați la jocul ăsta. Bobo, ai rupt scaunul, Bobo. Exact. Nu, n-am rupt scaunul, s-a dezlipit. Băi, l-am rupt, băi, cât ești care tijia de la scaun, bă. E doar 300 de euro, să știi. Hai să-i dăm drumul, fii atent. Așa. Trebuie să desenezi exact despre ce e vorba. Gata, hai, când începem? Începeți acum. Gata. Da, e un joc super tare. Ce trebuie să desenezi acum? Ce desenezi acum, mă, ce crezi? Desenează ce crezi. A, nu ziceți. Atenție mare, hai să vă mai explic eu încă o dată cum stau lucrurile. Fiecare desenează punctul slab, punctul forte al celuilalt pe cât un șevalet. Iar apoi ei trebuie să ghicească care ar fi punctul forte sau punctul slab ce au desenat. Mi-a plăcut că la ultimul a scris H. Dar să nu desenați în ordine. Punctul forte? 2. Punctul forte. Da. Bun. Deci stai mă, cum adică desenează în orice ordine? Adică nu trebuie să fie 1, 2, 3, 4, 5. Și Maria desenează ceva, Mincu desenează altceva. Bă, hai să ne gândim. Nu tot om. Maria, nu trece 1, 2, 3 acolo. Punctul. Stai mă, nu, dar poți să iei 5 pe care vrei. Trebuie să le fac pe toate acum? Da. Ce crezi că aș dori orice vorba de la Maria? Am ciocan sau ceva să spună asta. Că presupun că nu e camera pe noi. Sunt foarte curios. Bobo, ciocan să ne dați, să pună asta la camera pe ei și nu se vede. Dă la Niculeina să reparăm. Așa. Vedeți că am și talent la desen. Așa. Bate la. Hai să facă. Așa, o așa o chestie 3. O așa. Și trebuie un punct de sudură. A, Lumincu. Stai mă puțin, păi nu, facem așa. Dacă o să scriu, n-am să scriu nimic. Așa, bun, trebuie să ghicem. Da, da. Casă, ca toți oamenii, așa m-am gândit. Eu când am văzut că desenez asta. Dar nu pot să scriu că vreau să scriu ceva la ce mă refer. Băi, Maria, dar chiar ai... Hai să adăugăm aici și oricum o să dezvoltăm pe fiecare. Știu că n-am voie să scriu, dar... Și tu ai zis că ai... Doar o adăugare, a fost necesară o explicație la numărul 4. O mică explicație, mică. Ai vândut tot, mă, tot ai vândut. Și 5? Până Maria și Mincu fac desenele acolo, vreau să vă spun și să le spunem prietenilor noștri care au numărul de WhatsApp afișat pe ecran că Ciucă este și el undeva izolat pentru că am stat destul de mult împreună, dar este cu oamenii pe Zoom, cei care intră în fiecare zi cu noi și pe WhatsApp. Ciucă, dacă ești undeva, te salutăm, te vedem. Se vede. Nu se vede, nu lăsăm să se uite. O să-l vedem imediat și pe prietenul Ciucă. Uite mă ce face ăla. Bine mă, l-a reparat Bobo mă. Da, nu, păi aici, ăsta aici ține acum 100 de ani. Lejer. Așa trebuia făcut de la început. Bravo, da. Bravo băi. Ăia nu s-au gândit, ăștia care au gândit. Dar arată mai bine decât când era Podeaua. Și nici nu se vede că e lipit. Asta e. E bine, e bine. Mă duc să duc asta că am de reparat și la România au talent. E bine, dar să-l schimbați după că e periculos. E
E set? E gata? Ai înțeles ce e asta? Ia. Nu, asta aici m-ai pierdut total. Hai mă, uite. Nu, m-ai pierdut, dar o să dezvolți. Nu e problemă, discutăm, nu? A. Ideea e că discutăm pe ele, întrebi. Da, bun. O să discutăm. Deci fiecare povestește. Ia. Gata. Ce a fost în la spate final și... facem... Prima! Ia, bă, gata? E, e gata? Nu, stai un pic. Deci avem așa... Un... Am un mai putut curiozitate. Ia mai mult timp, adică... Na. Gata, bun. Gata? Și acum luăm astea. Ok. Păi și se înțelege, stai să îndoi asta. Le schimbăm. Ca să nu se înțeleagă ce nu... Păi și el s-a apucat să se numeroteze, dar degeaba. Așa. Am uitat și am încercat, știi, să-mi dau seama. Băi, unde mergem aici? Să-mi dau seama că sunt pierdut. Adică, dar e mult mai poetică treaba decât de acolo. La mine nu e așa poetică, să știi. Măcar atât. Dar oricum, grafica e... Da, tu înțelegi asta? Da. Tu înțelegi? Da, da. Serios? Hai, mă, nu înțelegi asta? Da, mă, da. Nu înțelegi ce e asta? Ba da, știu ce. Ba da, mă, înțelegi eu. Înțelegi? Gata, a terminat desenele? Gata. Hai să vedem. Întoarceți șevaletele așa către cameră, să le vadă cei de acasă și le vedem și noi. E bine așa? Mai. Și încercuiți, fii atent, Maria, încercuiește un desen. Hai. Al meu? Încercuiești primul desen. Primul tău desen, ăsta. Stai puțin. Mincu, uite-te și spune-i. Spune-mi, la ce crezi că s-a gândit Maria când a desenat desenul ăsta încercuit? Cred că e ce... Nu. Ce merită mai mult de la mine. Asta este. Maria, asta ai vrut să spui? Da. Deci merit... Am desenat mai mulți bani de la el. Că vrea mai mulți bani. Păi ce să vrea? Banii am desenat. Foarte frumos. Perfect, hai să vedem. Mincu, încercuiește tu un desen, să vedem dacă ghicește Maria ce ai vrut să spui. Asta. Ia. Ăsta? Ăsta. Sex. De aici. Din asta. Uite din asta de aici. Nu, punctul slava lui Maria, că nu sunt amuzant, adică mă? Nu. Stai mă, șeche. Stai mă, șeche, mă, calcată. Ajută-te de hârtie. Băi, puneți-i domnul. Nu, stați așa, vă rog frumos. Stați, puneți-i în direct. Hai să vă rog eu frumos. E A-H, nu e H. Ah, patru oameni în capul meu. Sunt pitici din capul tău când ți-e frică și urli. Ah, asta-i vrea să schimbi la mine iubire? Da. Iartă-mă că am deci ăsta e punctul tău slab. Iar are niște pitici în cap care vorbesc cu ea și asta îi dau tot felul de filme. Da, adică patru. Da. Da. Nu. Unde s-a dus Bobo? Ce-a zis? Mai zic, mai spune. Aha, ăla a vorbit că te cu patru băieți. Foarte, foarte. Asta vreau eu să schimb. Era ce punct? Era asta? Am punctul slab. Desenează punctul forte. Asta e punctul slab. Asta e punctul slab. Asta era 5, nu? Punctos, da, 5. Păi tu de ce ești acolo? Ca să o protejezi. Mersi mult de tot, mersi. Bam. Cumva tot eu am picat prost aici? Da, mă, da. Mai departe, mai departe. Mersi pentru ăștia. Mai încercuiesc tu unul? Să mai încercuiesc unul, nu? Da. Unde ne ducem? Al doilea, tot cu bani. A, ăla nu era același desen? Nu, e altul, la fel. Păi nu, aveam voie de două. Păi și ce să... Ăsta e punctul ce și-ar dori? Ce punctul foarte, cred că, nu? Nu, a fost. E tot și punctul slab la mine, sau ce e ăla? Da, se pare că are probleme cu banii. Deci ăla a fost ce vrei asta mai mult? Asta era cu 1. Da, ce vrei mai mult. Și acum vrei... și acum ăla e 5. Că nu-ți dau bani. Adică? E 2. Adică? Asta a merit mai mult și ăsta e și punctul tău foarte. Păi nu se bat cap în cap? Ba da, ba da. Dar așa e... A, nu ți ajunge ție, așa? E complicat. Calmează-te, mă, și tu. Dă scaunul ăla. Dă scaunul ăla. Okay. Acum încerc pești de tău. Acum eu. Oricum o să pierdem, să știi la jocul asta. Ce e asta? Deci Maria, până spuneți acolo, eu înțeleg că punctul foarte al lui Mincu e că are bani, dar nu-ți dă destui. Mulțumesc frumos. Bă, vezi? Da, el are emisiune. Da. Dar și eu mi-am dat seama mai devreme de niște chestii. Asta ce este? Asta? O ureche din care asta curge ceva? Asta trebuie să dezvolți. Tu ce crezi că e asta? E o ureche din care curge ceva, mă. Când am avut o tită în clasa 4. N-ai voie. Asta e punctul meu foarte, că îmi curge ceva din ureche sau ce e asta aici? Nu. E... ureche, mamă, că de... acum am dat seama, da. De ce e? E tot la ureche. Dar nu e ureche. Eu atât vă zic, bine că ai zis ureche. Am vrut să fac... Asta e o gură. Da. Asta e o gură. Asta e limba. Și asta e, asta e ce și-ar dori bărbații de la Maria. Ei, microfon, mai multe show-uri. Se uită mama la televizor. Da, și ăla microfon, uite, da, nu, e logic. Chiar să observ că e... Uite la ce s-a gândit. Deci ce și-ar dori bărbații de la mine mai multe glume. Da.
Super, da, hai adică că mai încercuiesc eu una acum. Da? Te rog. Uite, încercuiesc pe asta. Cu urechea. Asta. Hopa. Asta plinul cu e un băiat care... Care crezi că e? Care duce gunoi. E ce vrea o femeie de la mine, să fie ospătar. Nu, nu, e ăla, e un coș de gunoi. A, e coș de gunoi. A, iartă, am crezut că e o masă în aer. Nu, nu, e... Ce am zis că e masă? A, vrei să duc gunoi? Stai, ce? Ce vrei? A, asta vrei să îmbunătățești la mine cum duc gunoiul, să-l duc mai drept sau să-l duci nu, tu. Nu, ăsta este punctul tău slab, că nu duci niciodată gunoiul, deși te rog toată ziua să duci gunoiul și mi-e martor Dumnezeu. Și aici la măruță mi-e martor Dumnezeu. Și eu de asta am venit astăzi la această emisiune, că vă spun că nu mai suport. Bă. Chiar nu mai suport, am da, chiar l-am găsit pe Dumnezeu aici la Cătălin în emisiune. Da. Deci, Mincu, da, tu îți dai seama că, practic, emisiunea asta vă rezolvă și niște probleme. Maria a venit corect să spună în fața unei țări întregi că și-ar dori ca tu să duci gunoiul pentru că ea zice zilnic să faci treaba asta și tu nu faci. Dar și creează asta altele. Asta am înțeles. Alte gunoi? Creează și alte probleme. Da. Mai urechea cât îi curge. Nu, no, să mai venim. Mai venim sigur. Prea plinul ăla de-i dă veste motorii. Bun, bun. Da, următor. Ce mai e ăla? Ce mai e aici? Hai să-l luăm pe ăsta. Mai avem aici unul. Bun, hai să mergem acolo. Ai, o inimioară. Da. Pam, pam. Ce drăguț. Dar să știu care au fost. Că nu mai știu care au fost. Păi asta era cu... Hai să le ștergem. Uite, scrie acolo. Ia, stai să vedem. Deci care ce a fost, a fost ăsta? Care e punctul slab? Da. Ăsta e punctul slab. L-am tăiat. Ce vor bărbați unde? 1 și 2 au fost. Eu zic aici acum Mihai și Costi. Mihai, da, Costi. Da. Pe baza de senor să le faceți repede un profil psihologic al fiecăruia, da, să le transmiteți care e rezultatul consultării. Nu, nu, ăsta le șterge degeaba. Ăsta e punctul meu fort, ăsta e 2. Da. Vezi, mă, că am ghicit, ne cunoaștem Mihai, super bine. Din punctul bine tău de vedere, punctul care fort crezi că e... Da, are tensiune arterială foarte bună. Da, are, are o inimă extraordinar de mare. Foarte și frumos. Și iartă pe el, deci este foarte iertătoare. Mai departe. Toate că el nu duce gunoi atât de des, ea... E frumos, oricum. Ține la chestia asta și îl iartă de fiecare. Uite ce frumos am desenat aici, este o... A trebuit să dau și explicații. Da, vreau să-l încercuiesc pe ăsta. Am uitat că se uită soagră mea. Da, dar am desenat o căsuță care reprezintă moștenire. Nu mi-a trecut prin cap, îmi dau seama acum, dar am glumit, apropo. Am înțeles, nu, nu te scoți, am înțeles. De-aia te-ai bucurat când ai auzit că are COVID prima oară. Da, e, da, trecut cu bine peste. Deci e clară și... treaba, da? V-ați rezolvat? Da, 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 ne-a rezolvat pe viață, gata. Atunci, ce să mai, mulțumim foarte mult. Păi nu, ieșim într-o nouă pauză de publicitate. Nu, stai puțin, mai era unul, nu? Stai mă că mai avem. Hai mă, care crezi că este moștenirea? Ce vrea, ce vrei tu de la mine? Nu știu. Ce vrei tu de la el? Ce și-ar dori orice femeie pe nume Maria Popovici de la mine? Nu, o însușire pe care aș vrea să o îmbunătățești. Am înțeles, mai puțin. Să ne mai împuținem. Să mai... Adică fă ceva. Găsește sacoșa aia cu actele. Da, dacă poți. Și trage și tu sforile să fie la noi. Ala de sub pernă, de sub pat, de sub... Ultimul, nu? E ultimul aici. A, nu mai sunt două. Repede. www.haine.ro îmi dau seama foarte simplu că este vorba despre... E invers. Defectul tău sau ce? Defectul meu sau punctul meu slab sau ce? Cred nu, homepage-ul tău de la telefonul ăsta am desenat. Da. Zi mă, punctul meu slab era? Da. Așa, am ghicit. Și ăsta? Și cri, 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 ce și-ar dori orice... A, nu. Nu, nu ce la tine acolo scris. Vezi că le... Dar care-i treaba cu ăsta? Care era problema aici? Că aici n-am înțeles treaba. Cri, cri, cri. Ăsta e... Intră prea des pe site-urile. O însușire pe care vrea să o îmbunătățești la mine? Uite cu banii, uite că se leagă. O însușire? Vrei mai mulți bani și cumperi haine... Cu aici, se pupă. Astea două sunt soră. Exact. Zi-mă, de la ce e cri-cri, că nu m-am prins. Ce vreau eu de la tine? A, somn? Cri, cri, cri. Nu, mai multă liniște. Deci am aflat destul de multe în această situație. Da. Am aflat, lucrurile nu funcționează în cuplul vostru. Asta este, vă pot spune din start. S-a făcut o analiză și aici sunt. Vă recomandăm un notar sau un avocat? Da, chiar mulțumesc că am venit. Eu vreau să venim invitați și când divorțăm. Păi nu, tot aici, că... Bă, da, plecăm separat, la revedere. Salut, ne apropii de... Salut, salut. Pa! Păi bun, aici era cu premiul, da, aici era ceva, când cine a câștigat? Să, bă, să cine a câștigat? Sau... Cine crezi că a câștigat? Bă, n-a câștigat, cum să... Cine crezi că a câștigat? Maria a câștigat. Mulțumesc. Bun, Maria, Maria a câștigat. Ce a câștigat, câștigat, câștigat Maria? Frate, nu știu ce a câștigat, Mișu o să ne spune. Un fresh de portocale și o pungă cu popcorn. Bravo. Un fresh de portocale și o pungă cu popcorn. Nu, numai un pic. Da.
Aș vrea totuși Bobo, pentru că el a observat ce se întâmplă aici, dacă poate să le facă profilul celor doi. Bobo, e un cuplu sudat, e un cuplu care are nevoie de mai multă comunicare. Ce părere ai? Este cel mai celebru cuplu de la noi dintre comedianți, pentru că ei sunt foarte bune amândoi și puteți vedea la început acum spectacolul la Club 99 și la Comics sau unde? Da. Am zis bine, ce dracu. Și la Comics Club. Și profilul nostru este bine, nu am zis că am făcut Niculaina și am desenat și noi și eu cu el ca să ieșim frumos în pauză. El a zis ce își dorește el de la mine și eu de la el. Și ne-a ieșit asta, desenul. Ce? Nu, că nu văd ce scrie. E portocale. Sunt două portocale și... E o inimă cu ochi. O inimă cu ochi, asta... Ce drăguță relație aveți. Două portocale, uite. Da, deci profilul meu psihologic și al lui Niculaina e praf. Deci asta e... Dar până la urmă Maria și Mincu fac un cuplu extraordinar, sunt sudați, relația să trebuie să continue, că nu? Da, suntem... Arătați cum sunteți voi sudați. De când ne-am cunoscut suntem... Da, știți că s-ar putea, nu știu dacă în seara asta, dar cred că săptămâna viitoare Maria apare și în Las Fierbinții. Serios? Da, episodul când ai fost. Da, ce tare. Este și e fix săptămâna viitoare când n-apar eu. E același episod, dacă putem să vă uitați. Se poate să se vadă unul pe altul. Da. Costi, tu ce părere ai după ce au desenat? M-am grăbit. Costi, după ce au desenat, vreau să zici ceva. Cum îi vezi tu? Că am văzut, băi, mi se pare că e clară treaba. Adică el vine cu poezia și cu zona asta sentimentală. Tu ești mai rece și ce să mai? Pe interes. Nu că vreau să zic, dar spun. Adică, el vine cu partea sentimentală, da. Și da, eu apar la Sfierbinți, vezi? Deci, nu, dar mi se pare că aveți umor și mi se pare că, na, îi spun ceva ce există și anume că aveți umor și tratați lucrurile cum trebuie. Pupă, da. Hai, pupă-mă! Vreau să zic, da. Ce se aude la show de lui Bobo? Mincu, vezi că nu... chestia asta care are sens. Mincu, vezi că nu intrăm în publicitate până n-o pupe Maria. Nu? Gata, acum, în direct. Da, așa să vedem. Ia. Stai puțin, mi-e foarte rușine. Să mă repetat. Cum a repetat, da? Bă, dar le dați mă!